Suntem în legătură directă atât cu Alexandra, cât și cu mama ei, Corina, așa că vreau să le salut, să mă bucur că sunt astăzi alături de noi. Aici o avem pe mama, sărumâna Corina, ce faci? Bună ziua, m-am emoționat amintindu-mi prin ce am trecut. Astăzi vreau să aportez un alt aspect de încredere, de fericire, de bucurie că se poate salva și putem scăpa de virus. Corina, te-am văzut mai devreme în imaginea acelea unde te-ai înregistrat, în care erai disperată pentru că te-ai simțit foarte, foarte, foarte rău. Era un mesaj pe care îl transmiteai oamenilor în general, să aibă grijă că nu e de joacă cu așa ceva. Da. Da, vreau să mulțumesc pentru că vreau să vă spun că personal medic, toată lumea, cum s-a purtat cu mine, câtă grijă mi-au dat. Toți sunt tineri, este un spital universitar în care tot personal, ca și tot personalul, este tânăr, medici tânăr, asistente tinere, infermere tinere. Corina, câți ani ai? Cum? Câți ani ai? Eu am 57 de ani. Mulți înainte, iar eu vreau să le spunem celor de acasă că tu din Spania, de acolo ai fost internată la spitalul unde fiica ta, Alexandra, este asistentă. Da. După 7 zile că m-am simțit rău, istoria cam e asemănătoare cu celelalte. După aproximativ 7-9 zile m-am dus la spital, am stat 12 ore în urgență pentru că analitica mi-a ieșit rău, fără să știm că sunt pozitivă. Mi-au făcut perfuzii, m-au tratat și dimineața am dat pozitiv. Mi-au făcut o radiografie, aveam ceva umbre pe plămâni și au considerat că mă internez. Și m-am internat fără să pot să fiu în contact cu cei ai mei, pentru că mi se terminase bateria la telefon. Și nu, eram emoționată și tristă și pentru că dădusem pozitiv și acum, știam că virusul nu se joacă. Acum de cât timp ești acasă? Am 2 săptămâni de când sunt acasă, de când, pentru că aici suntem internați într-o perioadă în care avem nevoie, suntem critici. După ce terminăm perioada critică, ne lasă acasă sau acum s-a deschis un spital de campanie unde merg cei care încă sunt în convalescență și trebuie să fie un pic supravegheați și dat să le dea ajutor. Eu sunt de 2 săptămâni, vreau să specific un... Vreau să le spun celor de acasă că vom intra în legătură directă și cu fiica ta, care este însărcinată cu cel de-al treilea copil, asistentă la un spital unde sunt tratați bolnavii de COVID-19 în Spania, iar săptămâna viitoare, după ce a stat în izolare, se va întoarce și ea la muncă, așa că o să vorbim imediat și cu Alexandra, dar aveai un mesaj de transmis. Eu? Da, ai zis ceva mai devreme că vrei să transmiți. Vreau să vă spun că aici cadrele medicale suntem toți pentru unul și unul pentru toți, că ai o căldură umană care nu se poate descrie, devotamentul cadrelor medicale în lupta comună în care suntem implicați toți, că numai toți uniți putem să trecem peste astea și vreau să fie lumea conștientă că sunt un exemplu, că se poate salva, ne putem însănătoși, că nu noi ca și cadru medical, că eu sunt cadru medical, ne putem la rândul nostru îmbolnăvi și putem deveni pacienți și trebuie să conștientizăm lucrul acesta, că noi putem deveni. Da. O să te întreb și despre tratament, pentru că foarte mulți oameni sunt curioși de medicamentație. Da. E o medicamentație pe care ți-au dat-o doctorii din Spania, o medicamentație anume. Vreau să vă precizez că fiecare suntem geneticamente de formați, aparte îi sistemul imunitar a fiecăruia și îi... Deci, practic, tratamentul este recomandat pentru fiecare zi, pentru fiecare pacient în parte, personalizat. În parte, da. Perfect. Și depinde... Da, depinde de fiecare, sistemul imunitar cum lucră, carga viral care o are fiecăruia și de gravitatea situației care
Alexandra, fiica ta însărcinată cu cel de-al treilea copil și precizez chestia asta de mai multe ori pentru că mi se pare foarte important, e însărcinată în câte luni? În 4 luni, dacă nu mă înșel, nu? În 4 luni, peste la sfârșitul săptămânii se va întoarce în prima linie la un spital din Spania, unde este o întreagă isterie cu acest COVID-19, mai exact la spitalul din Madrid. Alexandra! Bună ziua! Ce faci, Alexandra? În primul rând, sunt foarte emoționată și vreau să-mi cer scuze pentru limba română, că poate nu mă știu exprima așa bine. Și mai ales în termini medicali. 21 de ani în Spania, mi se exact. Pare, vorbește perfect. Da. Ce faci? În termeni medicali, poate nu. Bine! Ești în 4 luni însărcinată, iar săptămâna viitoare, după 2 săptămâni de izolare, te întorci la spitalul din Madrid. Da. Da, dar țin să precizez că mi s-au adaptat costurile celor însărcinate, adică nu mai suntem expuși în prima linie și avem dreptul de a solicita un permis un permis medical de a nu lucra pentru riscul la care ne supunem. Deci iar ne tu vrei să lucrezi, nu? Eu, în serviciul în care sunt, nu sunt în serviciul de sterilizare a materialelor și chirurgie. Așa că, în principiu, o să mă evalueze un medic în spital și o să-mi evalueze și postul și o să considere dacă pot să continui sau nu. În principiu, luni o să trebuie să mă duc la muncă, dar nu sunt expusă direct. Da. Mi s-a părut senzațional faptul că tu, fiind asistentă la spitalul din Madrid, ai avut-o ca pacientă pe mama ta, care e cu COVID-19, la spitalul unde tu lucrezi de obicei, nu? Exact. Da. N-a fost în serviciul meu, dar... Ți-a fost teamă când ai aflat că mama ta la 57 de ani are COVID? Da. Uite, să știi că te aude. Mama, poți să vorbești cu fiica! Da, dar eu eram... Ea nu putea intra pentru că în secțiile de contagioase fiecare are un card cu anumit număr și nu poate. N-a putut intra, contacta cu mine... Dar oricum am avut ajutorul echipei care au fost fantastici și mama, asta vreau să românilor. Vrei să-i transmiți ceva fiicei? Ea se întoarce la spital. Forță, că o iubesc, să se grijească și asta este. Forță, vreau să... Plânge, Alexandra? Un pic. De ce? Pentru că mama ta ți-a zis forță, pentru că ești însărcinată în 4 luni și te duci la spital să lucrezi? Deci, sunt situații foarte dificile și o cargă emoțională foarte mare, pentru că se ved foarte multe cazuri deosebit de grave de tine. Vreau să... Alexandra, te rog să vorbești un pic mai departe de telefon ca să se audă mai bine, pentru că fiind prin Skype cu mama ta cu tine la telefon e mai greu, dar încercăm să ne descurcăm. Ok. Deci eu vreau să precizez că la început toți am trăit, ca personal sanitar vorbesc acum, da? Ca spitalul în care lucrez, ca poziția mea și așa. Deci toți ne-au prins cu o incertitudine. Nu știam în ce consistă, pe cine afectează. La început a zis că numai cei în vârstă sau numai cu patologii anterioare. Și vreau să spun toți românilor că asta nu este adevărat. Deci asta poate să afecteze pe toată lumea. Exact, indiferent de vârstă și indiferent de starea de sănătate. Indiferent de vârstă, da. Indiferent de vârstă și indiferent de starea de sănătate. E adevărat că mor cei mai mulți bătrâni sau mor cei mai afectați cu boli anterioare, dar nu neapărat. Iată, e foarte importantă carantina. Iată, ieri o adolescentă din Belgia a murit 12 sau 13 ani fără să aibă alte patologii exact. Și o femeie însărcinată de 37 de ani a murit acum 2 zile. Da. Alexandra. Fără Carmen, Corina, mai ești cu noi? Stai că se reconectează. Vreau să te întreb, Alexandra, până ne... Uite,
până ne reconectăm cu mama ta. Vreau să văd când v-ați văzut ultima dată. Am apăsat, Radu, aici, îți mulțumesc. Acum o lună. Acum o lună v-ați văzut ultima dată și da. Când crezi că o să vă, să vă revedeți din nou? Să vă revedeți, să vă luați în brațe, să... Păi, când ea o să dea negativ, bănuiesc, atunci o să ne vedem. O să-i repete testul și dacă testul iasă negativ și când o să te să termine carantina, că noi aici asta vreau să spun iarăși că respectăm toți foarte mult. Toți respectăm foarte mult carantina, că e foarte importantă. Deci da. Nu ieșim afară... Dacă ești numai pentru strictul necesar, cu măști, cu mănuși, cu distanță de securitate, da. Dezinfectăm cumpărăturile când ajungem acasă, hainele se bagă direct la spălat la 60 de grade. Nu ieșim, eu am copiii mei în casă de o lună de zile, nu i-am scos nicăieri. Da. Deci nu să iasă strict, trebuie să respectăm și toată lumea. Și nu mai există nivel social, poliția cu armata, cu toți oamenii de rând, cu cei sărași, cu cei bogați, toți mână de la mână. Asta e o uniune foarte importantă aici în Spania, care ar trebui noi românii să învățăm din asta. Cei din România, pentru că cei de aici ne-am adaptat. Nu mai văd că în înainte... Spania sunt peste 6.000 de persoane decedate și peste 100.000 de cazuri. Da. Sunt peste 9.000, pardon, peste 9.000 de persoane decedate, da. Și peste 100.000 de cazuri. Da. Da, ferească Dumnezeu. Mor de medie cam 18-20 pe zi. Ferească Dumnezeu. Aveți grijă de voi, Alexandra, sarcină ușoară. Uită-și pe mulțumesc. Mama, a revenit mama. Ah, mama, ce-mi place când te văd, că ești și veselă, că ai trecut peste problema asta. Zi, mama. Ah, acum nu te aud. Mama. Stați un pic că se întrerupe, stați să mai vină internet pe țeavă și când se mai umple puțin. Dumneavoastră ne-auziți bine, că vă văd că zâmbiți, da? Acum aia, știu că mai dă drumul un pic la robinet, la internet. E maxim. Ai, maxim. Ia, mama, ne auziți? Am văzut că... Perfect, mama, știu că ți-e dor de Alexandra. Stai, ui, stați să o vedem pe mama Alexandrei. Fă-ne în semn dacă ce spun eu e ok. Îți este dor de fiica ta de Alexandra. Abia aștept să o strângi în brațe. Noi aici te vedem foarte, foarte bine. Abia... Și stăm la două străzi de distanță, să precizez. Perfect. Și te așteptăm, vă așteptăm cu vești bune, da? Sunteți curajoase și asta e tot ce contează, bine? Mulțumim. Mulțumim. Numai bine, aveți grijă, mama, aveți grijă, știu că m-auziți, aveți grijă, sărmâna. Băi, uite, ne face cu mâna, asta îmi place, ne face cu mâna și, uite, și noi vă transmitem o inimioară din partea noastră. Și noi vă iubim, da, sărmâna. Deci, mesajul e că trebuie respectat, vă rog din suflet, respectați carantina. Mulțumim mult de tot. La revedere! Numai bine, la revedere!